Deschidem lucrările ședinței noastre de azi. Doamna secretar va supune spre aprobare procesul verbal din luna trecută, iar domnul președinte de ședință va prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru participare. Supuneți spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din luna mai 2019. Dacă sunteți de acord cu ea, vă mulțumesc. Au pentru domnului președinte, specificirea ordinei de zi. Primul punct de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de furnizare de servicii social-medicale, punctul 3, proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunii Făgăreț la programul de simulare a înmoirii patului auto, național, 2017-2019, în vederea achiziției unui automobil utilitar nou. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit de curs și de servicii 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea și folosirea gratuită către Asociația Prospectorii Istoriei Desprezării, suprafeție de 140 m2, teren extravilan, situat în punctul Poșta, în vederea realizării unui ansamblu de două monumente. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiție pentru anul 2019. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Și diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă, vă mulțumesc frumos. Trecem la punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de furnizare de servicii social-medicale. Se aprobă colaborarea între Consiliul Local Târgărești și Centrul Diocezan Caritasia Iași prin încheierea contractului privind acordarea de servicii social-medicale încheiată de Comuna Târgărești, acum care reprezentam pe doamna Iulișca Victoria Primar, și Centrul Diocezan Caritasia Iași, reprezentat prin Vrebă Tricipiu Conda, în calitate de director, și Maftei Ancatian, în calitate de director domeniu, conform anexei. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 7-a 2019. Plata lunară. Costul total lunar al serviciilor furnizate va fi de 2000 de lei. Contractul este încheiat până la data de 31 decembrie 2019 și va putea fi prelungit pentru un an din act adițional la aceeași valoare, de 2000 de lei luna. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind repartizarea de sume părinți unităților de cult religios din Comuna Bucărești, județul Bacău, pentru anul 2019. Pentru anul 2019, repartizarea de fonduri fănești unităților de cult religios din Comuna Târgărești, în sumă totală de 100.000 lei, necesare pentru construcții, reparații, pictură bisericească și finalizare de lucrări începute la lătașurile de cult, după cum urmează. Parohia Ortodoxă din sat Prâmpoti, 20.000 lei. Parohia Romano-Catolică din sat Târgărești, 20.000 lei. Parohia Romano-Catolică din sat Satul Nou, 20.000 lei. Parohia Romano-Catolică din sat Nicolești, 20.000 lei și Parohia Romano-Catolică din sat Vaca, 20.000 lei. Sprijinul financiar stabilit prin prezenta se acordă pe baza următoarelor documente. Cerere care va cuprinde anchetul, adresa unității solicitantului, stadiul în care se află lucrările până la data redactării cererii și volumul de lucrări rămase de executat, precum și motivarea solicitării. Dacă este cazul, se va menționa și dacă unitatea de cult a primit sau va solicita sprijin financiar din alte surse. Apoi, devizul de lucrări la prețuri actualizate și potrivit reglementărilor în vigoare, privind taxa pe valoare adăugată pentru lucrările rămase de executat. După aceea, copii de pe autorizația de construire pentru reparații capitale și construcții noi potrivit legii 50/91. În cazul lucrărilor de pictura bisericii, sau a paracrisului, se va prezenta și copia autorizației eliberate de Comisia pentru Pictură Bisericească. Pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea va fi însoțită
de documente specifice, tipului de activitate în care se încadrează solicitarea. Decontarea sumelor se va face pe bază de documente informate de plată, dacă sunteți raport cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, după cum urmează. La capitolul 1 se completează cu 3 puncte, respectiv. Achiziționare 10 mouse-uri, achiziționare ulei ADB Blue 100 de litri, achiziționare antigel roșu 10 litri. La capitolul 2 se completează cu următoarele servicii. Servicii întocmire documentație, ridică stocul pentru construirea Monumentului Eroilor Români. Căzuțe eroic pe dealul Coșna, comuna Bucărești. Apoi, servicii întocmire proiect de ATC și PTH pentru construire Monumente Eroi Român, căzuțe eroic pe dealul Coșna, comuna Bucărești. Apoi, avize acorduri studii stabilite prin certificatul de urbanism pentru același monument. După care, întocmire plan de încadrare în zonă, plan de situație, avizat de OCPI pentru construire Monumente Eroi căzuți pe dealul Coșna, servicii de externalizare, specialist responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, respectiv servicii de consultanță în vederea aplicării regulamentului UE 6479/2016, după care servicii închiriere mini buldo excavator pentru decolmatare, șantru și refacere zumuri comunale și sătești, distruse de inundațiile din 4-5-6-2019. După, servicii închiriere excavator pentru decolmatare, șanțuri și refacere drumul comunal Sătești, distruse de inundațiile din 4-5-2019. Apoi, servicii închiriere bulto excavator pentru decolmatarea șanțurilor și refacerea drumurilor comunale Sătești, distruse de inundațiile din 4-5-6-2019. Și ultimele servicii, servicii de închiriere cilindru compactor pentru întreținerea drumurilor comunale și sătești. Capitolul 3 se completează cu două puncte, respectiv. Lucrări de execuție și montaj fosse septice din beton 583 medicuri pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare la instituțiile publice, respectiv primărie și școli din comuna Bărcărești. Și punctul 13, lucrări de săpare, respectiv forare puțuri sau fântâni, în satul Nicolești. Dacă sunteți de acord cu aceste completări. Abține? Vă mulțumesc. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Bărcărești la programul de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional 2017-2019 în vederea achiziționării unui autovehicul utilitar nou. Se aprobă participarea Comunei Bărcărești la programul de stimulare a Parcului Autonațional 2017-2019 în vederea achiziționării unui autovehicul. Se aprobă casarea și predarea autoturismului uzat aparținând conținului local Bărcărești, marca Dacia, tipul D 1307-1, număr de înmatriculare BACLOU 10-PRP, identificat conform anexei la prezenta hotărâre, pentru participarea la programul de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional 2017-2019 în vederea achiziționării unui autovehicul nou, marca Dacia Logan MCV, laureat pe benzină 999 cm3, Euro 6 cu 5 locuri. Se aprobă utilizarea din bugetul local al Comunei Bucărești a contribuției proprii pentru acoperirea integrală a diferenței până la valoarea prețului de achiziție pentru autovehiculul nou ce va fi achiziționat în cadrul acestui program. Primarul Comunei este împuternicit să semneze în numele și pe seama Comunei Bărcărești toate documentele necesare de derulării procedurii stabilite privind de finanțare al programului de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional. Dacă sunteți de acord, pentru că trebuie. Mulțumim. Mulțumim frumos. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gravit a dreptului de uși și servitude către SC de gaz privesa, are rețelele electrice de medie tensiune LEA 20
kilovolți de cognată cu trotul din județul Bacău de interes public și a suprafeței de 487,12 metri pătrați, teren ocupat definitiv de Fundația Stâlpilor din rețeaua electrică proiectată pentru reabilitare rea 20 kV, Târgocna, cu totul județul Bacău. Se conferă cu titlu gratuit dreptul de uși de servitude, care au ca obiect utilitatea publică, caracter legal conform legii 123/2012, energie electrice și a gazelor naturale, articolul 12 al liniatrii și articolul 14, care se exercită fără înscriere în cartea fugiară și pe toată durata existenței capacității energetice sau temporar, a rețelei electrice de menghie tensiune LEA 20 kV stăgovnată cu totul județul Bacău și a terenului ce aparține domeniului public al Comunei Pârcărești în suprafață de 487,12 metri pătrați, situat în intravilanul și extravilanul Oate Pârcărești, respectiv pe strada Pescador și Vânător din sat Pârlubodii, pe strada Mărului din sat Pârcărești, pe strada Bujorului din sat Sacnou, și pe strada Ștefan cel Mare din sat Nicorești, către Secedel Gaz Bideza, în vederea executării lucrărilor de reabilitare LEA 20 kV în orașul Târgocna și comunele Târgu-Trotul și Pârgărești, județul Bacău. Se aprobă ocuparea definitivă a suprafeței de 487,12 metri pătrați teren neproductiv, cu fundațiile stâlpilor proiectați pe domeniul public pe strada Pescarilor și Vânători din satul Ubodii, strada Mărului din sat Pârcărești, strada Bujorului sat Satul Nou și pe strada Ștefan cel Mare din sat Nicorești, comuna Pârcărești. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc frumos! Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația Prospectului Istoriei a suprafeții de 140 metri pătrați teren extravilan, situate în punctul Coșna, în vederea realizării unui ansamblu de două monumente. Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uși și servitute către Asociația Prospectului Istoriei, cu sediul în Comănești, județul Bacău, a suprafeței de 140 metri pătrați teren extravilan, aparținând domeniului privat al Comunei Pârcărești, conform hotărârii de Consiliul 29 din 2007, situat în punctul Coșna, identificat prin planul de încadrare în zonă și planul de amplasament și delimitare imobilului, parte integrată a prezentei hotărâri, categoria de folosință a terenului pășune, în vederea realizării unui ansamblu de două monumente realizate din beton special, aditivat, cu dubla armătură, cu durabilitate maximă, în formă de cruce, care vor imita aproape de perfecțiune scoarța de copac și fibra lemnului, precum și reconstrucția aproximativ 10 metri de tranșee astfel. 1. Monumentul eroilor români, văzut de eroi, pe dealul Poșna, înălțime de 50 cm, diametru aproximativ 40 cm, lățime brațul 180 cm. Socul va fi realizat din blocuri de piatră naturală zidite, iar pe fiecare parte vor fi trecute regimentele și diviziile care au participat efectiv la lupte împreună cu textul. Pe aici nu se trece. Într-o memorie eroilor neamului căzuți în anii de foc, 1916-1917, participanți la luptele din secolul cotelor 789-772, de cunoștință veșnică bravilor soldați din unitățile militare, Regimentul 1, Regimentul 12 Infanterie, 14 Infanterie, 15 Infanterie, 16 Infanterie, 17 Infanterie, 22 Infanterie, 27 Infanterie, Batalionul de Vânători de Munte, Regimentul 4 Roșiori, 9 Roșiori, 5 Roșiori, 10 Roșiori, Regimentul 1 Grădincer, Regimentul 7 Vânători. 2. Monumentul eroului francez Paul Berger, căzut eroi pe dealul Coșna. Socul va fi realizat din blocuri de piatră naturală, zidite, iar pe partea frontală va fi specificat următorul text. Il nom papasei, ei nu au trecut. În memoria locotenentului Paul Eduard Berger, 10 august 1917 a fost ziua în care, aflat în fruntea regimentului 16 Infanterie,
a căzut eroic pe ultima linie de apărare a Moldovei, strigând către soldații români. Înainte, băieți, nu vom muri niciodată. Mort pour les Français rumeni. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumim! Mulțumim! Proiect de hotărâre prin completarea planului de investiții pentru anul 2019. Se aprobă completarea planului de investiții pentru anul 2019, după cum urmează, la capitolul 65.02 învățământ, se completează următoarele. 1. Amenajare grupuri sanitare la școala gimnazială Vasile Gheraru din sat Satomo, comuna Pârcărești. Lucrare, valoarea lucrării 135.000 lei. 2. Amenajare grupuri sanitare la școala gimnazială Dumitru Mărtinaș din sat Pârcărești, comuna Pârcărești, valoarea lucrării 121.000 lei. Dacă sunteți de acord cu această completare, mulțumesc. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Se aprobă rectificarea trimestrul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârcărești pentru anul 2019, după cum urmează. 1. Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 256.000 lei la capitolul 42.14, respectiv finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ pe universitari, care au influență la partea de cheltuieli, respectiv capitolul 65-50, alte cheltuieli din domeniul învățământului. Și punctul 2 roman, se efectuează virare de credite între capitole, după cum urmează. Autorități executive, capitolul 51.02.01.03, se scad minus 40.000 lei și capitolul prevenire și combatere inundațiilor respectiv 80.01.06 plus 40.000 lei. Dacă sunteți de acord cu această rectificare. Vă mulțumesc. La diverse vă rog să vă înscrieți, dar înainte de a vă înscrie dumneavoastră, am să vă rog să faceți propunere pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, respectiv lunile iulie, august și septembrie. Da? Da. Mai aveți alte propuneri? Și atunci punem la vot, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc frumos. Da. Mulțumim. Mulțumim. Acum vă rog să vă scrieți la vot. S-au deplasat total. Podețul ăla e înfundat. Podețul e înfundat, șanțul e prin pământ, coșul e prin pieturi și sunt pusiși pe deasupra și din toate în șanț. Podețul cu țocarnă. Podețul unde? La frumos, la grădiniță. Tot la grădiniță? Tot la grădiniță, da. Coșul e prin pieturi. Cine? Vă spus pe deasupra. Două perne într-un sac aruncate. Nu înțelegeți cum acolo se depozitează atâtea sticle. Eu cred că mai are din altă parte. Nimeni nu vede, nimeni nu vede, aia e problema. Când depune, că nu vede nimeni. Două perne se vedeau destul. Ce s-a gășit, am luat de lucru. Nimeni nu vede. Pe tine, sigur. Eu am atâta pe rază, cum, pe doamne, mi-am luat de lucru. O să aducem la cunoștință și domnului director. Mulțumesc, mulțumesc că ne-ați asizat. O să aducem la cunoștință. O să aducem la cunoștință și domnului director. Știți că luna aceasta a fost afectată de precipitațiile foarte abundente care au avut loc pe raza comunei noastre. Categoric că noi am fost prinși în activitățile care am considerat noi că sunt prioritare. Și după cum știți dumneavoastră și ați și văzut, au fost păraiele au ieșit din matcă și le-au inundat locuințe, drumul. Drumurile au fost stricate unde, unde nu ne-am așteptat. Acolo au fost avariile cele mai mari. Categoric, noi am fost preocupați să aducem drumul
drumurile să se poată circula pe ele. De asta, poate că pe aici, pe Coreo, mai a apărut și altă, dar cetățenii nu înțeleg că și dânsii trebuie să intervină, cel puțin în fața curților, în fața șanțurile. Nimeni, nu știu, așa de greu iese lumea, numai ni se cere, dar lumea nu mai este solidară, nu mai iese cu o lopată, ne vede acolo. Ne credeți că noaptea aceea, când au fost inundațiile acelea mari, noi cu domnul Vice deja la 1 noaptea eram pe drumuri, am început cu părăubonii pentru că am crezut că acolo a venit din nou vintura mai mare. Asta a fost pe data de 18. Pe data de 4, într-adevăr, părăubonii au fost inundat. După cum știți, la fel. Lumea nu prea a ieșit, noi am fost acolo, am acționat cât s-a putut, cum s-a putut. Știți conflictele pe care le-am avut cu cei de la Târgovna, care sunt în hotar. Vinovați am fost iară noi, nu cei de la Târgovna, dar vina nu ne-a aparținut. Noi am încercat să remediem ce s-a putut atunci. Categoric că pe data de 7, între 17 și 18, noaptea aceea iar a venit o furtună, o vijelie și ne-a inundat toată comuna. Nu ne-am așteptat, nu ne-am dorit, Doamne iartă, am fost îngroziți cu domnul Vice ceea ce am găsit în noaptea aceea. Sigur, dacă nu aveam acel buldo, nu aveam cu ce să intervenim. A venit și am anunțat șoferul de pe buldo, am acționat să deblocăm în primul rând drumul județean ca să nu să se poată circula. Dimineața când s-a luminat, oricum drumul județean era circulabil. Dar ce m-a deranjat, nu știu cum, că lumea parcă era moartă în noaptea aceea. Domnule, nu ieșea nimeni. Am zis, Doamne, a murit toată lumea în casă. N-au reacționat, decât cei care au fost inundați. În schimb, dimineață s-au trezit, au văzut ceea ce au văzut, că a fost potopul, am zis că vine sfârșitul lumii. Și categoric la fel, comentarii, autoritatea locală. Am luat prioritățile, noi continuăm. Am aici procesul verbal, categoric, am raportat Comisiei Județene. Au venit și pentru evaluarea pagubelor, avem procesul verbal. Au văzut și dânsii la fața locului, toate drumurile au fost prinse în procesul verbal, că au fost afectate. Pentru că așa și a fost. Noi n-am mințit. De asemenea, păraiele. Părăul Boghii și părăul Bagnea. S-au luat măsuri. Ați văzut că de asta în planul de achiziții s-a propus închirierea unui mini-buldo, pentru că noi nu putem cu buldo al nostru, avem cupa mare, nu se putea de șanțuri să scoată, iar pe drumurile înguste, iar nu putea să intre buldo al nostru, încă un excavator, pentru că pe părăul la părăul Boghe nu puteam intra altfel. Poate o parte din dumneavoastră ați trecut și ați văzut. A fost sfârșitul lumii, jalea lumii. Acum, puteți să vă duceți și dumneavoastră, că sunteți consilier local și sigur că puteți să vedeți. Toate drumurile sunt deblocate, mai avem pe aici pe Colea, dar să sperăm că săptămâna viitoare vom finaliza amenajarea drumurilor cât să se poată. Dar sunt foarte hotărâtă, domnii consilieri, să nu mai punem balastru. Trebuie să facem tot posibil. O să venim de luna viitoare, în ședința luna viitoare, sperăm să vă prezentăm un proiect de asfaltare, betonare, vedem. Deja am fost cu proiectanți pe drumul, să vedem, să căutăm soluția cea mai bună, sigur, și prețul să fie acceptabil ca să ne putem încadra. Degeaba punem balastul pe drumul. La prima ploaie mi-o adus iar în drumul județean. Și cheltuim an de an pe balastru. Ați văzut, anul acesta am încercat să cumpărăm un balastru de calitate, o piatră concasată, crezând că vom putea să... Și drumurile erau foarte bune. Dar, ghinion, am văzut rupere de nord în zona aceasta și nu numai la nord. În noaptea aceasta, în noaptea aceea au fost inundat și Oituzu și Bogdăneștiu. Și sigur, întreg județul a fost sub apă, după cum știți. Sperăm să nu mai avem în vara asta să se oprească ploile și să nu mai avem alte probleme. Nu știu în ce măsură ne va sprijini Consiliul Județean. Nu știm. Oricum, procesul verbal este înaintat și către dânsi și să vedem că... Na, nu știu. Să vedem. Oricum, comuna noastră a fost foarte afectată. Poftim? La toamnă, că vine lege. Așa. Eu oricum am înaintat în dimineața asta. Am înaintat o documentație pentru părăul Bagnea. În dimineața asta este un consultant pe care îl avem de la Iași. Este plecat.
aplicat la Compania Națională de Investiții, să vedem în ce măsură putem obține fonduri extra, adică nu din bugetul local, pentru că știți cum avem bugetul local și na. Încercăm să căutăm alte surse de finanțare. Și să vedem acum. Dacă de Dumnezeu și reușim, sigur, facem și părăul Barna și părăul Boghii. După cum știți dumneavoastră, s-a mai făcut un proiect pe părăul Boghii de care mi se spune mereu că este un proiect. Da, l-am căutat, este aici. Acel proiect a fost făcut în 2010. M-am consultat cu proiectanții pe care îi avem acum. Nu mai este valabil, pentru că orice proiect are o valabilitate de 3 ani de zile. Dacă nu l-ai implementat, în cei 3 ani se modifică stasuri, alte avize, alte studii și... Așa că proiectul acesta nu mai este valabil. Categoric, la nivelul anului 2010, părăul Boghii, dacă se făcea, era într-o valoare de... 771.267 de euro. Mii de euro. În lei era la valoarea aceea 3.307.038 lei. La valoarea euro era atunci 4.287. Am făcut eu un calcul oricum a crescut euro și acum și ajungem mai mult, aproape 100 de milioane de euro. Să vedem acum cum vom putea, dacă găsim o sursă de finanțare, pentru că altfel noi nu putem să suportăm din bugetul local. Poftim? Un milion de euro, 771.000.000 de euro, da. Așa. Noi încercăm să facem, vedeți, venim cu proiecte de hotărâre, vi le supunem. Mulțumesc că le aprobați, pentru că vedeți că sunt în folosul comunității. Dar vreau să vă rog, ca la rândul dumneavoastră, să transmiteți cetățenilor, să ne sprijine cu curățarea șanțurilor. Prea au devenit, nu știu, așteaptă totul să li se facă. Ei, hai să fim mai solidari și să facem și noi ceva. Și vă rog, pe dumneavoastră consilieri, pe cine să-i rog? Toată lumea îmi spune că de ce nu dăm amenzi? De ce nu dăm amenzi ca să-l curețe șanțurile? De ce nu dăm amenzi ca să nu deverse, eu știu, din dejecțiile, eu știu, din, nu zic din fosă, că cred că nu o să dea drumul de chiar din fosă, dar ceea ce curge de la mașinile de spărat, de la chiuvetele pe care le au, de la grajduri, o să pornim și cu acesta. Chiar am scos hotărârea pe care am dat-o noi în aprilie, m-am uitat aseară, o leacă pe și să vedem. Numai că nu avem oameni. Pentru asta trebuie să avem cel puțin 2 oameni care să meargă la fața locului, să postate și să dăm acele amenzi. Închipuiți-vă că îi dai amendă de unde plătește. Că dacă ar fi conștient cu banii ăia și-ar repara sau și-ar face o fosă în grădină sau, nu știu, să caute alte mijloace. Dar până la urmă o să aplicăm și această lege. Și o să le dăm amenzi contravenții pentru că nu își curăță șanțurile, nu își taie iarba și dau drumul la apă în șanțuri. Cred că sunteți de acord, nu? O să încercăm să facem și treaba asta, să vedem cum ne împărțim sarcinile și o să ieșim. Acum o să discut cu doamna secretară, doamna contabilă, să vedem modelul de proces verbal aveți. Da, modelul, dar trebuie să achiziționăm formulare. Da, pentru că trebuie să fie din alea cu 3 exemplare. Da. Omul poate să costă conteste, are acolo niște... Așa că vă cer sprijinul și vă cerem sprijinul în continuare. Pe noi le vedeți mereu pe drumuri. Eu dacă sunt la birou sau la Bacău, nu sunt la plimbare, să știți. În schimb, domnul vice este pe teren tot timpul. Și încercăm. Muncitor, după cum știți, noi nu avem decât câțiva la 416, cu care ne ajutăm și chiar dacă nu aveam nici oamenii ăștia, nu știu ce ne-ar fi făcut. Așa că, părul Boghii. Am închiriat utilaje și face domnul Țătaru. Ați văzut? Ați trecut de pe Bodea? Ai trecut doamna... A fost doamna. Așa, dar acum, să vedeți. Am decolmatat, am încercat acolo să asigurăm malul acela către doamna. Ne e teamă, Doamne ferește, de un incendiu. Pe cuvânt, sunt câteva case care sunt izolate. Acolo am încercat
să discutăm cu cetățenii să mai cedeze. Eu știu că trebuia să scoatem, să smulgem un copac ca să putem să lățim drumul. Nu sunt de acord, domnule, nu sunt de acord. Eu nu știu și spun că autoritatea locală nu ia măsuri. Păi dacă nu poți să-i stric proprietatea fără voia lui, nu? Și poate acel saltăm încurcă apa, cursul apei, când vine cu putere. Dar e proprietatea lui și nu poți intra, că e o monedă în judecată. Iar ceilalți ați văzut ce-a fost pe Nicoreș, ne-am îngrozit. Ce-a fost în Bacna, ne-am îngrozit. Pe cuvântul meu am zis, Dumnezeu a deschis robinetul și a zis, hai să spălăm Bărgăreștiul de rele, de păcate și vă rog să ne susțineți să reușim să facem lucrurile să meargă așa. Mă bucur că ați aprobat și celelalte proiecte, mergem înainte și cu monumentul, sperăm că să putem să facem și în luna septembrie-octombrie să putem sfinți. Vom avea muzafiri străini, am înțeles, din Franța, ambasada Franței, de aici, din România. Așa că noi încercăm să popularizăm ceea ce facem și să ne facem cunoscuți. La fel și celelalte proiecte care sunt în interesul comunității. Acum, dacă mai aveți dumneavoastră, aici am înțeles cu școală, o să îi spun domnului director, să vedem. Acolo este de datoria dânșilor. Am să-i aduc la cunoștință. Dacă tot vorbiți cu domnul director, da. Nu odată am spus și de grădinița de la Bacna. Ce anume? S-au înnegrit și pereții. De când tot spun cu luci sunt defect și curge apa pe pereți. Vreau să-l citesc pe Nicu Ceaușescu. Nu sunteți în stare să vă ruiți ce a făcut tata. Cam așa. Nu dumneavoastră. Da, nu înțeles. Nu, în general. Sumele care sunt repartizate către dâns și vor folosi dâns și categoric în și cu știința noastră, pentru că noi participăm și în ședințele de Consiliu de Administrație. Luna asta nu prea ați fost, domnii consilieri, care sunteți reprezentanții noștri. Vă rog frumos să încercați să participați, pentru că atunci dumneavoastră puteți să spuneți mai departe ce s-a propus a face. Și sigur că acum ați văzut, ne-au suplimentat printr-o hotărâre de guvern, mi s-a repartizat aceste sume pentru toaletele, pentru Bărgărești și pentru satul nou, ca copiii să nu mai iasă în afara instituției. Trebuie să vedem. Azi ne întâlnim cu proiectanți să vedem cum proiectăm. De exemplu, la școală, la Bărgărești, toate cele trei ieșiri sunt către exterior. Ca să faci undeva unde copilul să nu-ți iasă în exterior, nu știu, dar vedem ce soluție găsim. Că trebuie să găsim. Mi s-a repartizat niște sume. Noi trebuie să le folosim ca tare, sigur, cu justificare. Și încercăm să facem la fel și la satul nou. La Nicoreș deja s-a discutat, dacă spuneți mai departe, acum două săptămâni a fost o inițiativă cetățenească, s-a anunțat și în biserică, nu? Ați fost la liturghie atunci. Mi-ar fi plăcut să fiți și dumneavoastră, domnii consilieri, la acea întâlnire cu cetățenii. Încercăm să remediem ceea ce este acolo. Acolo avem toalete în interior, dar ne trebuie o sursă de apă continuă. Deja s-a luat legătura cu o societate care să foreze un puț, să avem apă continuă pentru școală. Că de asta, neavând apa continuă, este și acel miros care deranjează copiii, cadrele și cei care intră în școală. Da. Eu v-am spus, spuneți-mi și dumneavoastră. Am notat și de Bacna. O să-i aduc la cunoștință domnului director, ca să ne întâlnim din nou. Mulțumesc. Da. În legătură cu stâlpii de curent, care am înțeles că îți ieta pe proprietățile oamenilor, la România. Nu sunt de acord, sunt în lucrurile de da. O parte a fost de acord. S-a schimbat traseul. Pentru că dacă ei n-au fost de acord, era bine. Pentru că cei care vor veni, constructorul, ne-a ajutat și pe noi totodată că drumurile acelea de exploatare sunt necirculabile. Din ce știu, nu știu, cineva tot a ridicat problema acelor drumuri de exploatare să balastră.
Ei, acum ei ar fi balastrat și acele drumuri. Câteva persoane, câțiva proprietari n-au fost de acord. Nu era decât pentru jumătate de metru. Jumătate de metru, având în vedere că drumurile de exploatare sunt înguste, ei punea jumătate de metru pe domeniul public, iar jumătate de metru în proprietatea omului, ca să nu blocăm drumul de exploatare, care trebuie să, pe care trebuie să circulați, nu? Să vă adunați recolta. Asta era. De jumătate de metru. Că doar cât are stâlpul, un metru pătrat, jumătate metru. Foarte mulți n-au fost de acord. Proiectantul a venit, a schimbat soluția, nu mai merge pe drumul de exploatare prin spatele curților, unde, la cei care n-au fost de acord, și vom veni pe pescarilor. Pe strada pescarilor, la Părâul Boghii. Încercăm să scoatem domeniul public. Rețeaua asta de Leia 20, cum așa, este acea rețea care traversează trotușul, vine prin proprietățile oamenilor o parte și pe urmă iese pe drumul de exploatare, drumul Sătești. Acea rețea venea și prin pe bucățile oamenilor de la Părgărești. Să vă, cum să vă explic? Cum urcăm panta? Era de-a dreptul, la Părgărești. După cum știți, noi nu avem rețea în curbe, nu avem stâlp. Acum vor veni și vom ilumina, pentru că a fost o problemă și acolo, când am făcut iluminatul public, nu aveam stâlp ca să iluminăm și zonele acelea. Eu mă bucur acum, pentru că noi trebuia să dăm avizul, cheltuiala, lucrarea întreagă o suportă EON-ul. Și este binevenită. De asta am și dat avizul, pentru că categoric este și întărește și rețeaua. La fel, pe Țarină traversează tot traseul acela prin răpile care ies la Nicorești. Acolo deja este un stâlp rupt. Accesul pentru a remedia este foarte greu. De asta se încearcă a se scoate pe domeniul public. La fel și pe Părâul Crețului. Dumneavoastră vedeți, treceți cu mașinile, noaptea n-avem iluminat public pentru că traversează Părâul Crețului. Ei, nu. De acum va fi de-a lungul drumului județean. Așa că eu văd un proiect binevenit. Plus se va întări rețeaua noastră și nu vă mai cădea tensiunea așa mereu. Pentru că rețeaua aceea este veche. Acum sunt alte metode, alte, din ce mi-a explicat proiectantul și vă spun și eu. Și trebuie să înlocuite toate firele. Foarte bine. Nu? La prima eu cred că când vine cineva și face o investiție, trebuie să fim deschiși, pentru că categoric că punem în balanță cu ce ne ajută. Și ne ajută foarte mult, pentru că... Na. Iar stâlpii care vor fi, din discuțiile pe care le-am avut cu proiectantul, stâlpii care vor fi scoși și care vor fi buni de folosit de către noi, ne vor rămâne nouă. La care ne-am și gândit să întărim unele maluri, la locul Părăului, să ne folosim de ele, nu dăm bani și atunci ne folosim, punem unde ne trebuie și nu mai facem alte cheltuieli. Mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă nu mai aveți alte întrebări, eu vă mulțumesc pentru că ați venit la și m-ați prezentat la ședința noastră și vă doresc o vacanță frumoasă. S-ar putea ca în luna iulie să facem o ședință mai repede. O să vă anunțăm, nu la sfârșitul lunii, în cazul în care proiectanții de la drumuri îmi vor face calculele pentru a începe demersurile, să vă supunem spre aprobare, ca să putem demara cât mai repede vreau. Pentru că... Dar proiectele cam în a doua săptămână a lunii iulie. Pentru că... Noi încercăm acum... Am remediat drumurile ca să se poată circula. Dar n-are rost să mai cheltuim niște bani, să mai cumpărăm balastru sau să, în urma acestui proces verbal, am putea solicita balastru de la Serviciul de Gospodărie a Apelor, dar necesită iară documentații, iar bani pentru a scoate balastru, a căra acolo și dacă nu e eficient, la ce să cheltuim banii. Mergem pe varianta betonare, asfaltare, vedem cum e. Și de aceea, cum vom avea documentația din partea proiectantului, vom supune spre aprobare către dumneavoastră și s-ar putea ca să fie mai repede decât data pe care o știți dumneavoastră. Mulțumesc și închidem lucrurile ședinței noastre de azi.